Salutare dragi prieteni, Raincoz aici pentru voi cu un nou unboxing. Data aceasta am pentru voi Heroes of Might and Magic 7. Am prins o super ofertă de la Altex și am profitat de ea. După cum bine știți și voi, jocul acesta este încă pe val și se vinde la raft cu 149,90. Am plătit pe acest bad boy 37 de lei, da? Și încă 10 lei transport. În fine, 50 de lei, să spunem, pentru un super joc. Și mi-am completat și eu colecția. Abia aștept să mă joc. După cum bine știți, eu în trecut am făcut unboxing-uri la jocuri care se activează pe diferite platforme online. Evident, acesta nu face excepție. Se activează pe Uplay. Pe Uplay, evident, prețul său este undeva la 35 de euro, dacă nu mă înșel. Asta redus. Dacă aveți deja cont de Uplay și ați jucat diferite jocuri de la ei și aveți câteva monede care puteți să le dați la schimb, să primiți o reducere. Haideți să-i facem un unboxing, să vedem ce conține pachetul acestui minunat joc. Primim două DVD-uri. Din câte am înțeles, povestea acestui joc este între Heroes of Might and Magic 4 și 5. Deci, nu știu sigur acum. Ce am văzut și eu pe net, nu am jucat acest joc, nu l-am jucat decât pe Heroes of Might and Magic 5 și chiar sunt curios să văd ce se întâmplă. Da, primim și un manual. Da, un manual aici cu un cod pe care noi să îl activăm pe platforma celor de la Ubisoft. Da, primim și un bonus, un artefact. Avem un alt cod pe heroesonline.com. Vi-l recomand cu mare căldură dacă sunteți și voi pasionați de acest model de joc, pentru că nimic nu se compară cu Heroes, seria Heroes Might and Magic. Eu am fost Raincoz, vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine.